Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Și știți cum cred eu că să vină sfârșitul lumii? Dacă încă două vedete din România își fac podcast, vă jur că dacă nu s-ar serverele în aer de la YouTube. Ăștia nu se așteptau, mă, din volum atât de mare. Știu. Și deja toată lumea are podcast. Bine, mai puțin Dan Badea, care vorbește de zici că a inspirat tot aerul din încăpere, dar... Un lucru care... Ai, ești tu? Cum? Ai, tu ești? Mai ziceți odată un nume. Cuza! Da. Ridică, bre! Păi nu așa era, mă! La gard, bre! Băi, te-ai dat în fapt, noi făcusem o glumă aici. Am crezut că... Am crezut că a venit cineva talentat. Hai, domnul! Haide! Hai că te vreau la mine în echipă! Zine cu podcasturile. Așa, ce mă scoate pe mine din sărite la podcast e că tot se prefac că sunt sinceri. Toate vedetele sunt, doamne, ce sinceri sunt ei. Încearcă să arate latura umană și toate laturile umane ale lor, că Dumnezeu le-a dat talentul și toate șansele și oportunitățile să fie aici. Și mulțumesc pentru decolteu domnului chirurg, mână de aur, mâna lui Dumnezeu, mâncaia și gura lui, că... Adevărat, exact asta e. Și toți au început de jos și erau săraci. Și uite unde au ajuns acum. Toți erau săraci, lipiți. Păi ei erau săraci. Eu când eram mic, eram atât de săraci, familia noastră și plin de datorii, de luam bătaia în rate, bă. După ce făcea mama tăiței, vedeam dimineața că nu mai am șireturi la Adidas, că eu n-aveam Adidas. Mama bunuța avea o vorbă: mâncați tot că sunt copii în Africa, la fel ca voi. Eu eram sărac, vă jur, deci eu m-am împrietenit cu Emi în liceu pentru că era singurul care bea cappuccino. Și de fiecare dată îmi dădea mie să iau prima gură. Și eram fericit. După ani am aflat că aia nu era spumă de lapte, scuipam cafea. Dar la podcast, dacă te uiți toți în modești, de zici că, bă, când stai la coadă la covrici, dai de ei acolo, mă, nu mai e, nu s-a întâmplat. În fi. Generația, vorbeam despre generația mea și din cauza podcasturilor am ajuns să avem și vorbe. De unui cerșetor un podcast și o să fie sătul pentru o zi. Învață un cerșetor să facă podcast și va fi sătul toată viața. Da. Câinele care face podcast nu mușcă. Minciuna are podcast scurt, asta se numește. Și asta e, asta e moto. Bunul gospodar își face vara vlog și iarna podcast. Excelent. Vorbind despre generația mea, bă, pe vremea noastră am ajuns la vârsta la care se zică pe vremea noastră chiar era frumos. Cea mai mare pedeapsă era să nu te lase în fața blocului. Acum cred că îi pedepsești dacă îi scoți în fața blocului pe ăștia mici. Și ne duceam în fața blocului și ne jucam tot felul de, de jocuri frumoase. Țară, țară, vrem ostași, meseriile, pitulușu, arată la fete, ne urcam pe garaje. Orice chestie la care părinții moderni ar zice nu, că se rănesc copiii. Păi pe vremea noastră, dacă te răneai sau erai ciudat, cel mai rău lucru care ți se putea întâmpla era că ți se pune alt nume. Și asta e. Cei mai cunoscuți de la noi din fața blocului erau Șchiopu și Pamperap. Pamperap, băi. Șchiopu chema Ionuț, dar a sărit de la etajul 2 să impresioneze pe Ioana și s-a rupt piciorul. Și Pamperap avea casetofon și era DJ. Și dacă tot vorbim despre faptul generația mea și că odată cu maturizarea ăștia se prind, bă, ăștia cu telefoanele, cu tehnologia se prind și suntem bombardați zilnic de anunțuri de genul: apartament superb, două camere, balcon generos, zonă bună lângă autostradă, 140.000 de euro plus TVA, 28 de metri utili. E combinație, crede-mă. Mai vin și ăștia din generații mai mari care spun: voi, tineretul, stați numai în telefon. Păi e singurul loc unde ne permitem să stăm, mămăiță. Oi, 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 ce bun a fost. Bravo, mă, bravo, măi, mai deștept decât credeam. Mai vine și mă tot felul de scheme cum să economisez bani, să-mi iau apartament, că ei iau apartament. Și tot îmi explică și îmi spune: băi, tată, trebuie să-ți iei apartament, tata. Deci tata vine la mine să-mi spună că trebuie să-mi cumpăr un apartament.
Tata, care când s-a însurat a primit apartament de la Ceaușescu cu două camere și după 2 ani a făcut schimb cu bunica mea la 4 camere. Păi el să-mi dea sfatul să-mi iau apartament cât și-o cumpără el prima casă, mă, nu așa. Păcat că nu exista OnlyFans pe vremea aia, că acum situația era altfel. Pentru cine nu știe ce e OnlyFans-ul, e un fel de ONG pentru fetele care nu-și permit haine. E un serviciu unde fetele pun poze și filmulețe goale sau pline, depinde de așa, și primesc bani lunar de la bărbați care completează datele cardului cu o singură mână. Da. Da, da. Bine, eu vă vorbesc din auzite, că n-am văzut niciodată pozele astea, am auzit într-un podcast. Că dar am rămas surprins că o grămadă de fete tinere fac OnlyFans și chiar nu mi-am dat seama câte absolvente la ASES sunt pe an până acum. Și, dragilor, dacă v-a plăcut ce am zis acum, nu uitați să-mi ascultați podcast-ul și să vă abonați la OnlyFans-ul meu. Vă pup! Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.